Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre cei doi tribuni reformatori ai Romei, frații Gracchus. Cunoscuți drept Gracchi, Tiberius Gracchus și Caius Gracchus au fost frați romani care au încercat să reformeze structura socială și politica Romei pentru a ajuta clasele inferioare în secolul al II-lea înainte de Hristos. Frații erau politicieni care reprezentau în guvernul român plebe sau oameni obișnuiți. Ei au fost de asemenea membri ai Populares, un grup de activiști progresiști interesați de reformele funciare în beneficiul celor săraci. Unii istorici descriu că Gracchii sunt părinții fondatori ai socialismului și populismului. Evenimentele din jurul politicii Gracchii au condus la declinul și eventuala cădere a Republicii Romane. De la Gracchii până la sfârșitul Republicii Romane, personalitățile dominau politica romană. Bătăliile majore nu erau cu puterile străine, ci cu cele civile. Perioada declinului Republicii Romane începe cu întâlnirea lui Gracchii cu capetele lor sângeroase și se termină cu asasinarea lui Cezar. Aceasta a fost urmată de apariția primului împărat roman, Augustus Cezar. Reformele fraților Gracchus apar drept încercări de a gestiona impresionantul teritoriu pe care Roma l-a ocupat în urma victorilor sale extra-italice. Problema agrară pe care au încercat să o soluționeze cei doi tribuni a fost o consecință a izbânzilor Romei în luptă. Sporirea domeniului politic, ager publicus, corespunde paradoxal diminuării proprietății private. Cei doi tribuni reformatori ai Romei, frații Gracchus. Învingătoare în afară, Roma întâmpina grave probleme în interior. Aici intervine mișcarea celor doi fii a lui Tiberius și ai Corneliei, fiica lui Scipio Africanul, mișcare care încearcă să impună respectarea legilor cu privire la posesiunile din ager publicus, ceea ce legile liciniene nu reușiseră, dar și să asigure cetățenilor săraci, soldați, loturi de pământ cu scopul de a-i scoate din sărăcia generată de războaiele lungi. Martiri ai reformei agrare. Cu sprijinul plebei romane, frații Gracchus au pus în aplicare reforme instituționale și economice radicale. Frații Gracchus au fost fiii lui Tiberius Gracchus, cenzor de două ori consul și de două ori triumfător și ai Corneliei. Soarta a hotărât că din cei 12 copii ai lor, trei au supraviețuit, Tiberius, Gaius și sora lor, care s-a căsătorit cu Scipio cel tânăr. De tânăr, Tiberiu a luat parte la al treilea război punic, fiind în urma cumnatului său Scipio Emilianus. Apropierea de grupul Scipio, Gaius Lelius și Polybius l-au însoțit pe Scipio în Africa. Nu a putut decât să influențeze formarea opiniei politice Tiberius. Sub Cartagina, tânărul Gracchus a dat dovadă de mare curaj și a câștigat o mare popularitate în armată. În aceeași perioadă, Tiberius s-a căsătorit cu fica senatorului Apius Claudius. În 137, Tiberius a devenit chestor în armata lui Mancinus, care a asediat Numanție. Refuzul senatului de a recunoaște tratatul efectiv încheiat de Tiberiu a fost prima sa ciocnire cu oligarhia senatorială. În practică, el a putut să se convingă de imperfecțiunea mecanismului statului roman și de depravarea clicii conducătoare. În vara anului 134, Tiberiu și-a prezentat candidatura la tribunii poporului pentru 133. Alegerile au fost însoțite de o agitație pasionantă pentru reforma agrară. Tiberiu, stabilit de mult ca reformist, a fost ales în unanimitate. După ce a preluat mandatul, la 10 decembrie 1134, el și-a prezentat imediat proiectul de lege agrar. Primul punct l-a reprezentat dezvoltarea vechii legi a lui Licinius și Sextius. Tiberius Gracchus, ales în anul 134 tribunal plebei, în ciuda originii sale aristocrate, Scipio Africanul era bunicul său, a apărat interesele romanilor simpli împotriva reprezentanților proprietarilor. Împărțirea pământului. El a prezentat un proiect limitând suprafața exploatărilor agricole la 500 de pogoane, 128 de hectare, și a propus distribuirea pământurilor statului țăranilor ruinați prin scăderea cursurilor. Fiecărui proprietar de pământ de stat, ager publicus, i s-a permis să păstreze 500 de iugări ca proprietate. Dacă avea fi, atunci fiecare avea dreptul la 250 de iugări, însă cu limitarea că o familie nu putea avea mai mult de 1000 de iugări, 250 de hectare, de pământ de stat.
Al doilea paragraf prevedea că surplusul de terenuri ale statului ar trebui restituit trezoreriei și din ele erau tăiate mici parcele, care erau împărțite cetățenilor săraci pentru arendă ereditară. Aceste parcele nu aveau voie să fie vândute. Al treilea paragraf al proiectului de lege prevedea formarea unei comisii plenipotențiare de 3 persoane, căreia i s-a încredințat punerea în aplicarea reformei agrare. Comisia urmea să fie aleasă de adunarea populară pentru un an, cu drept de realegere ulterioară a membrilor săi. Reforma a provocat o rezistență acerbă din partea marilor proprietari de pământ și a majorității senatului, iar Marc Octavius, unul dintre tribunii poporului și prieten al lui Tiberiu, sub presiunea senatului s-a opus lui Tiberiu și i-a impus un veto al tribunului asupra proiectului de lege. Dintre tribunii poporului, puterea e de partea celui care impune interdicția și chiar dacă toți ceilalți sunt de acord între ei, nu vor realiza nimic atâta timp cât va fi cel puțin unul care se opune judecăților. Octavius a fost neclintit. A doua zi, când oamenii au umplut din nou piața, legea a fost aprobată și oamenii aleg 3 persoane pentru a delimita și împărți câmpurile. Însuși Tiberiu, socrul său Apius Claudius și fratele său Gaius Gracchus. Printre altele, Tiberiu a dorit să scurteze durata serviciului militar pentru plebei și să abroge monopolul aristocrațiilor asupra tribunalelor. În timpul răscoalei care a urmat după anunțarea acestei ultime măsuri, Tiberius Gracchus, încercuit de partizanii lui pe Capitoliu, a fost ucis cu ciomegele de zbirii senatului care i-au aruncat corpul în Tibru. Tiberius a căutat repostul de tribun, conform legii din 342, aceasta a fost permisă numai după 10 ani. În ziua alegerilor, oamenii s-au adunat pe Capitoliu, Tiberius a mutat acolo la templul lui Jupiter Capitolin. Întâlnirea a avut loc în piața din fața sa. Atmosfera întâlnirii s-a încins, a avut loc o ciocnire armată între susținătorii și adversarii lui Gracchus, senatorii s-au dus direct la Tiberiu. Toți apărătorii lui Tiberiu s-au împrăștiat. A alergat și Tiberiu, dar a alunecat și a căzut. A încercat să se ridice, dar Publius Satureus, unul dintre camarazii săi în funcție, a fost primul care l-a lovit în cap cu piciorul băncii, iar Lucius Rufus a revendicat a doua lovitură. În această ciocnire între susținătorii și oponenții lui Gracchus, au murit peste 300 de oameni. În ciuda cererilor fratelui Gaius, dușmanii nu i-au permis să ia cadavrul și să-l îngroape noaptea. L-au aruncat pe Tiberiu în râu împreună cu ceilalți morți, i-au alungat pe prietenii celor uciși fără proces, alții au fost sechestrați și executați. În aceste condiții, senatul a considerat că e necesar să calmeze poporul și prin urmare n-a mai obiectat la împărțirea pământului. Reforma lui Tiberius Gracchus din 133, reiterând pe de o parte vechile legi liciniene, prin care unui cetățean roman se acordau 500 de iugăre din domeniul public, 1000 cel mult dacă avea 2 copii, a avut și meritul de a se apleca asupra dorinței plebei de a avea pământ. Astfel, fiecărui cetățean sărac urmau să-i fie acordate 30 de iugăre asupra respectării acestei decizii, rămânând să vegheze, după cum ne informează Apian, 3 bărbați. Foarte important e faptul că pământul acordat nu putea fi înstrăinat. Deși Tiberius Gracchus a fost asasinat, cauza fiind frica instaurării unei dictaturi, reforma s-a fost pusă în aplicare cu greu însă, întrucât marii proprietari se opuneau împărțirii pământului, nerecunoscându-și abuzurile. Grija pentru respectarea corectitudinii distribuirii pământurilor a revenit lui Fulvius Flaccus și Papirius Carbo și fratele mai mic al lui Tiberius, Gaius Gracchus. 10 ani mai târziu, Gaius i-a ales la rândul lui tribunal plebei. Amintirea celor 300 de cetățeni masacrați alături de fratele său i-a impus o mai mare prudență. A reușit totul să facă să fie votat cel mai sistematic și mai radical program de reforme pe care Roma îl cunoscuse până atunci. Susținut activ de Partidul Popular pe cale de a se înființa pentru a da o nouă bază politică mișcării democratice, Gaius impune votarea unei legi agrare de redistribuire a domeniului statului care aduce sprijinul țăranilor ruinați. Apoi își consolidează popularitatea în rândul negustorilor, intensificând politica colonială, devine eroul maselor populare orășenești, punând să fie vândut grâul la jumătate de preț pe piețele italiene,
În plus, cetățenii săraci, cărora le venea atât de greu să-și plătească echipamentul militar, îl primesc de acum înainte gratuit. Neurmărind să elimine privilegiile politice ale proprietarilor de pământ, reforma lui Tiberius Gracchus repunea bazele micii proprietăți rurale distruse de conflictele militare și de confiscări. De la moartea fratelui cel mare și până la alegerea celui mic a tribunal plebei, în 124, lupte aprige între latifundiarii refractari și susținătorii reformei agrare s-au dat în for, atribuțiile acordate triumvirilor prin legea lui Tiberius Gracchus trecând efemer la consuli, prin decizia rezultată în urma unui plebiscit la propunerea celui ce se credea a fi omul providențial Scipio Aemilianus. La fel de brav, de inteligent și de bun retor ca fratele său mai mare, de altfel Plutarh, prezentându-i ca aproape identici pe frații înrudiți cu puternica familia Scipionilor, Gaius Gracchus a continuat reforma agrară a fratelui său, dar mai ales a impus reforme care au restabilit puterea la Roma. Gaius a urmărit să reducă puterea senatului prin reducerea autorității sale în luarea deciziilor, proiectele sale fiind supuse atenției poporului. A avut grijă de asemenea să răzbune moartea fratelui său, ba chiar a reușit să creeze o puternică stare de ostilitate între clasa senatorială și cea cavalerească. Tribunalele permanente, competente pentru judecarea crimelor săvârșite de magistrați, urmând să fie alcătuite din cavaleri, nu din senatori. Precum fratele său Gaius a urmărit să ajute categoriile sărace defavorizate, acordând plebei un ajutor, o alocație lunară, rezidând în 5 banițe de grâu la 2 sesterți și jumătate banița. Această reformă a lui Gaius contravenea oarecum celei privind acordarea 30 de iugăre plebei impusă de fratele său, întrucât plebea hrănită bine și ieftin nu mai avea interes să muncească pământul acordat. Mult mai radicală decât cea a fratelui său mai mare, vizând mai multe domenii, judiciar, politic, social, reforma lui Gaius a avut în vedere și facilitarea comerțului prin construirea de drumuri și șosele, iar în plan extern a avut de asemenea inițiative legislative, urmărind și colonizarea vechiului teritoriu fertil al Cartaginei, mișcare ce îl va costa postul de tribun. În paralel, Gaius încearcă realizarea unei reforme politice îndrăznețe, aducând plebei în sânul senatului deținut de obicei de familiile nobile. Partidul conservator nu putea tolera o asemenea repunere în discuție care, după ce știrbise puterea economică a aristocrației, îi ataca acum puterea politică. Lider natural al plebei, Gaius a fost împins la sinucidere în timpul unei răscoale în anul 121. În 124, la exact 10 ani după fratele său, Gaius Gracchus a prezentat candidatura la tribuna poporului pentru 123. Cele mai importante evenimente ale primului tribunat, 123, au fost trei legi, agrară, cereală și judecătorească. Legea agrară a repetat practic legea din 133, dar cu unele completări și îmbunătățiri. În plus, a restabilit activitățile triumvirilor agrari în măsura de odinioară. Conținutul legii cerealelor, lex frumentari, e următorul: stabilea vânzarea cerealelor din depozitele de stat la un preț redus față de prețul pieței. Semnificația legii porumbului a fost foarte mare. Chiar dacă prețul de stat al cerealelor nu diferă prea mult de prețul pieței, totuși legea a garantat cea mai săracă populație a Romei de fluctuațiile constante ale prețului pâinii. În acest fel, în Roma a fost introdusă pentru prima dată reglementarea de stat a prețurilor, care au atenuat situația celor mai sărace pături. Și mai important a fost faptul că legea porumbului a servit drept punct de plecare pentru organizarea ulterioară a distribuirilor de stat către cea mai săracă populație urbană. Legea judiciară, lex judiciaria, se referea la componența comisiilor judiciare permanente, în special a Comisiei pentru cazurile de exorcare a guvernatorilor de provincie. Aici tradiția diverge. Potrivit spuselor lui Livie, Gaius a lăsat curțile în mâinile senatului, dar a mărit numărul de senatori prin adăugarea 600 de noi membri ecveștri. Potrivit lui Plutarh, Gaius a adăugat senatorilor judecători, care erau 300, același număr de călărești și astfel a înființat o instanță mixtă de 600 de judecători. O altă versiune a tradiției, prezentată de Apian, Cicero, Diodor și alții, diferă de prima.
Potrivit acestei versiuni, comisiile judiciare au fost în general scoase de mâinile senatorilor și transferate în totalitate către Călărești. Liviu și Plutar reflectă proiectul inițial de lege introdus de Gaius în prima perioadă a activității sale, când opoziția Senatului nu era încă prea deschisă și Gaius intenționa să se limiteze la o reformă relativ moderată. Dar după ce a întâlnit opoziția deschisă, nobilimea a dat dreptului judecătoresc un caracter mai radical. Gaius a vrut să pună capăt abuzurilor comise de guvernanții de provincie. Se simțeau complet nepedepsiți în timp ce instanțele erau în mâinile colegilor lor de clasă. Acum curtea a fost transferată Călăreților și astfel s-a stabilit un control real asupra activităților guvernanților. Astfel, legea judiciară a fost o lovitură grea pentru nobilime și a ridicat semnificativ autoritatea politică a aripii drepte a democrației, Călărețul. Gaius a mai introdus două proiecte de lege. În primul rând, dacă poporul înlătură un funcționar de la putere, nu îi se poate acorda nicio funcție în viitor. Iar în al doilea rând, poporului se acordă dreptul de a judeca un funcționar care a expulzat un cetățean fără proces. Dintre legile pe care le-a propus, mulțumim poporului și subminăm puterea Senatului, una se referea la retragerea coloniilor, Lex Sempronia, și în același timp prevedea împărțirea pământului public între săraci. Alături de evenimentele enumerate din primul an de tribunat, mai trebuie menționate câteva legi. În primul rând, legea militară, Lex Militaris. Era interzis să cheme cetățenii la serviciu militar înainte de a împlini vârsta de 17 ani și prescrie să aprovizioneze soldații cu îmbrăcăminte pe cheltuiala statului, fără a deduce, așa cum se practica înainte, costul acesteia din salariile militare. De asemenea, facturi la noi colonii, la construcția de drumuri și hambare de cereale. Și-a investit cea mai mare parte din grijă în construcția de drumuri, adică nu numai utilitate, ci și comoditate și frumusețe. La următoarele alegeri consulare din 122, Fanius a câștigat datorită sprijinului lui Gaius, iar Gaius pentru a doua oară a fost reales ca tribunal poporului. Între discursurile lui Tiberius și Gaius Gracchi s-a votat o lege conform căreia, dacă după votare erau aleși mai puțin candidați decât era necesar, atunci poporul alegea pe oricine dorea pe locurile vacante fără restricții. Tribuna poporului. Ura senatului devine deschisă și prin urmare a întărit dragostea poporului cu noi proiecte de lege, propunând îndepărtarea coloniilor din Tarentum și Capua și acordarea drepturilor de cetățenie tuturor latinilor. Tribunul Rubrius a propus să repopuleze Cartagina distrusă de Scipio. Acest lucru i-a revenit lui Gaius pentru a conduce migrația și a navigat în Africa. După ce a angajat totul acolo și a terminat 70 de zile, s-a întors la Roma. Gaius nu a primit pentru a treia oară postul de tribun, deși pentru el s-a exprimat marea majoritate a voturilor. În anunțarea numelor aleșilor, asociații săi au recurs la înșelăciune penală. Dușmanii, după ce l-au pus pe Opimius drept consul, au început imediat să solicite abolirea multora dintre legile lui Gaius Gracchus și au atacat ordinele date de acesta la Cartagina. Adunarea populară, care trebuia să decidă soarta Iunoniei, s-a adunat la Capitolul. În aceea zi, Opimius a numit o ședință a Senatului. Dar s-a ajuns la lupta armată în piețele și străzile Romei. Susținătorii lui Gracchus au ocupat Aventinul. Fiul cel mic al lui Fulvius, un prieten al lui Gaius, a fost trimis la Senat pentru negocieri. Dar nu a reușit nimic din ultima încercare de a evita vărsarea de sânge. Tânărul Flaccus a fost arestat, iar consulul Opimius a ordonat forțelor sale armate să atace Aventinul. Rezistența gracienilor a fost rapid ruptă. Gaius nu a participat deloc la luptă, a mers la templul Dianei și a vrut să se sinucidă. Dar doi dintre cei mai fideli prieteni ai săi, Pomponius și Licinius, l-au reținut și l-au convins să fugă. Gaius a fost însoțit de un singur sclav pe nume Filocrate, a reușit să ajungă într-un mic râng unde Filocrate l-a ucis mai întâi pe Gaius, apoi pe el însuși. Capetele lui Gaius Gracchus și Fulvius Flaccus au fost tăiate și aduse la consulul Opimius, cadavrele lor au fost aruncate în Tibru. Soțiilor li s-a interzis să sprângă soții, iar Licinia, soția lui Gaius, a fost chiar lipsită de zestre. Numărul total al gracchienilor care au murit în acea zi a ajuns ulterior la 3.000 de oameni.
Legile lui Gaius Gracchus au intrat ferm în viață deoarece răspundeau nevoilor sociale urgente. Curțile au rămas multă vreme în mâinile călăreților, sistemul agricol a fost dezvoltat în continuare în direcția în care fusese conturată de Gaius și susținută de noi colonii din afara Italiei. În Iunonia, coloniștii au rămas efectiv, deși colonia ca atare a fost desființată prin legea lui Minucius Rufus. Situația cu reforma agrară era mai complicată, dar a fost schimbată și, în 121, arendarea ereditară și inalienabilitatea parcelelor au fost anulate. Apoi Comisia Agrară a fost desființată. Totodată s-a stabilit că terenurile de stat nu sunt supuse redistribuirii ulterioare și că terenurile de stat, în cadrul normei legale aflate în mâna deținătorilor, sunt de plină proprietatea acestora. Cu toate acestea, astfel de parcele erau supuse unei taxe speciale. Sumele primite de aici erau supuse distribuirii către oameni. În anul 111 a fost abolită și această ultimă restricție asupra proprietății private. Potrivit legii tribunei poporului Spurius Toria, Lex Toria, care rezuma legislația anterioară, toate fostele terenuri publice, fie că erau mici parcele primite sub Lex Sempronia, fie parcele mari în limitele stabilite de aceeași, au fost declarate proprietate privată nesupusă redistribuirii ulterioare sau impozitării. În viitor, persoanelor fizice li s-a interzis ocuparea terenurilor publice, care urmau să fie închiriate exclusiv de cenzori sau să servească drept pășuni publice. Pentru a potoli micii proprietari s-a stabilit un maxim foarte mic pentru folosirea liberă a pășunilor, 10 capete de vite și 50 de capete de animale mici. Astfel, rezultatul final al reformei agrare a fost triumful complet al proprietății private asupra pământului. Viața politică romană era atât de tulburată de disputele permanente încât se poate vorbi de un război civil latent. Numărul de partizani ai fraților Gracchus, uciși odată cu ei, spune multe despre degradarea ordinii publice în cetate. 300 de cetățeni masacrați în anul 133 și sute de persoane ucise după aceea. 250 de morți în anul 121 și peste 3000 de cetățeni executați prin decret senatorial, fără niciun fel de proces. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!